Bună dimineața tuturor! Mulțumesc pentru mesaje, pentru like-uri, pentru feedback-uri. Am să fac acum o etalare specială cu cărțile obișnuite pentru următoarele 24 de ore. Așadar, această etalare este valabilă special pentru următoarele 24 de ore din momentul în care vedeți această etalare. Va fi etalare în trei variante. Așadar, vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante cu pietrele, verde, albă sau roșie, gândindu-vă la următoarele 24 de ore și la ce vă doriți voi în aceste 24 de ore. Să vedem dacă se îndeplinește dorința, dacă veți avea bucurile care le așteptați, care le doriți, noutățile. Grăbesc niște noutăți, niște vești, un tânăr poate chiar, vă caută cineva, poate de la drum, sau faceți voi un drum. Niște hotărâri pe care trebuie să le luați, poate în aceste 24 de ore. Unii dintre voi aveți niște hotărâri, poate și din cauza unor întârzieri. Verde, albă, roșie. Haideți să vedem, sau din cauza unor drumuri, poate aveți de luat hotărâri. Haideți să vedem varianta pietrei verzi. Ups, se grăbesc niște bucurii, niște vorbe bune. Da, sareți într-o reușită. Un așternut, poate chiar. Sau se gândește cineva la voi? Se gândește un tânăr brunățel dintr-o zodie de foc? Se grăbește, se gândește? Sau sunteți voi care vă gândiți? Poate vă e somn, vreți să mai dormiți. Pentru unii dintre voi poate să fie și acest lucru, că vă gândiți să dormiți puțin. Da, sunt niște hotărâri de luat aici. Aveți poate niște hotărâri sau niște întârzieri. Pentru ceva, nu să vedem. În casă niște vești bune din partea unei femei. Aici pare că stați de vorbă cu o femeie, poate șatenă sau zodie de apă. Văd aici că în casă aveți un dar, o veste, o declarație de dragoste sau o prietenie frumoasă cu o femeie. Sau vă simțiți voi iubite, vă cumpărați poate ceva pentru voi. Da, foarte posibil. Văd că aveți niște daruri, discuții de dar, hotărâri de daruri. Vă pot veni niște daruri de la drum. Puteți primi o moștenire. Bucurii care le veți avea în 24 de ore. Deci piatra verde, să știți, așteptați-vă la niște bucurii. Bucurii aici poate și pentru niște întâlniri sau niște discuții. Sunt niște hotărâri de luat aici, care au legătură cu darurile, cu veștile de drum și cu o femeie șatenă care poate vă propune ceva, orică să vă invite la ea, ori să vă vină în casă, ori să vă trimite ceva. Vin niște vești bune de daruri, de reușite, aici pot fi niște reușite. În următoarele 24 de ore, așadar, în casă pot veni chiar și musafiri, posibil și acest lucru, chiar dacă întârzie puțin sunt niște hotărâri pentru voi de drumuri, pentru unii dintre voi, poate fi vorba și de niște drumuri, sau că vă duceți într-o casă, sau vă vine cineva în casă, vă întoarceți voi acasă, par niște drumuri lungi totuși aici, hotărâri de drumuri lungi, sau chiar musafiri de la drumuri lungi. Să vedem casa, să vedem femeia aceasta, să vedem aceste daruri, aceste bucurii. Aceste hotărâri sunt și de un temei pentru unii dintre voi, poate aveți un eveniment, căsătorie, temei sau hotărâți ceva pentru ceva întemeiat, o afacere, o căsătorie, acum în bine sau în rău, să vedem ce mai pică, poate pentru unii sunt bucurii și în cumpăna aici de un temei. Vă bucurați poate unii dintre voi și pentru niște rezolvări legate și de un doliu, poate, sau poate și legate de un divorț, poate să fie și acest lucru, aveți niște hotărâri de luat și pentru unii pot fi și cu bucurie acestea, depinde cine le ia aceste hotărâri, că pare că rezolvă cu bine ceva, sau în urma unui divorț, despărțit, până la urmă se ajunge la o înțelegere sau chiar poate împăcare, de ce nu. Cu toate astea, pe surpriză, vă poate fi și o femeie care, totuși o femeie cu haină de stat sau cu ochii verzi albaștri, sau poate o femeie îndoliată, aflați și de vreo un necaz, de vreo femeie îndoliată. Bucurii, deci dacă sunteți semn de foc, prunete sau semn de foc, vă văd aici cu bucurii, vești bune. Poate aveți niște întâlniri, cadouri, daruri care le primiți. Exact, ia uitați cum, deci ca persoană brunetă aici vă văd într-o prietenie, într-o relație cu un bărbat brunet. Femeie, dacă sunteți femeie șatenă, puteți fi într-o prietenie cu un bărbat brunet. Sau sunteți toată masa voastră și persoane care fie că sunteți bărbat, fie că sunteți femeie cu o persoană brunetă. Vă vin vești în casă, vești de dar, musafir, în orice caz o văd cu reușită. Apar din cărți, scoateți totuși o veste proastă. Ori nu știți despre ea, poate fi vorba de un act, un telefon, o veste, ori mai vine și o veste proastă, ceva. Are legătură cu un mic dar, ceva, o mică pagubă. Dar e trecătoare.
Dar le scoate și afară din cărți. Haideți să vedem mai departe. În următoarele 24 de ore, ce veți avea în casă, în dragoste, în drumurile voastre, pentru servici, surpriză. Următoarele 24 de ore, prima variantă, piatra verde. Bucurii, o femeie blondă sau o femeie în zodie de pământ. Ori sunteți voi și veți avea niște bucurii dacă sunteți această femeie, ori puteți avea bucurii cu această femeie sau auzi de aceste bucurii. Vor avea o importanță pentru voi în următoarele 24 de ore. În casă. Voi aveți aici, ca femeie blondă, văd cum bărbat brunet în dragoste, dar totuși ați trecut printr-o greutate sau aflați de greutatea cuiva aici. Pare o cumpănă, o femeie blondă, poate fi, sau zodie de pământ, poate fi o greutate, sau vă aduce pentru casă în casă. Această femeie vă poartă o greutate, totuși ea pare cu reușită cu un bărbat brunet. Poate fi și tată cu copil, mai poate fi aici. Sau gândește ea acest brunet o reușită, o dragoste, o afacere, dar ea pică totuși cu greutate, cu neliniște, cu ceva care va duce vouă în casă sau e în casă cu voi această femeie. Totuși cu o greutate, poate fi și boală. În dragoste, o reușită cu o femeie brunetă sau voi ca femeie brunetă, zodie de foc mai ales, poate găsi o mare, mare reușită, un dar, vorbe bune, o întâlnire sau faceți voi, pentru voi, un cadou, ceva, aici depinde, sau printr-o femeie aveți această reușită, da, femeie brunetă sau femeie din zodie de foc, văd aici cu o reușită, poate chiar o scrisoare din străinătate, daruri care vă vin din străinătate, vorbe, vești de daruri din străinătate, pe surpriză. În drumurile voastre, lume multă, aglomerație sau chiar musafiri, deci în 24 de ore puteți fi în lume multă undeva, sau aflați vești, musafiri, poate fi și vreun eveniment, vreo căsătorie, aici văd zodii de apă și zodii de aer cu reușită, cu întâlniri, cu evenimente. Și în servici, reușită, hotărâri întemeiate, vă vine poate vreo veste, vreo propunere de un servici. Vă împliniți o dorință, primiți daruri. Pot apărea și niște întârzieri, dar le veți depăși cu bine, veți avea reușită, sunteți protejați, protejate, apăreți aici într-un succes, într-o reușită. Surpriza. Poate veni, deci, posibil să aflați de cineva care trece totuși pentru un doliu. Aflați, o femeie aici, în drumurile de zi, pare puțin, pentru ce gândiți voi, poate cam mălăcrimate, sau pare un tinerel brunețel că totuși ține niște vorbe proaste sau lacrimi pentru o femeie. Femeie singură, despărțită, divorțată, poate fi aici, sau o mică pagubă. Îi gândește o mică pagubă. Haideți să vedem și dorința. Dacă în următoarele 24 de ore vă vi se va îndeplini dorința. Depinde de un cuplu sau cineva din zodii de apă, persoane șatene, poate fi un femeie și un bărbat sau un cuplu, sau poate sunteți voi, care un bărbat și o femeie care joacă un rol important, persoane șatene sau zodii de apă, sau cineva în toată masa sa. Pot fi și persoane care se ocupă de sănătate. O să aflați o cumpănă aici, mamă cu copil sau în drumurile de zi pentru niște bucurii, pentru niște acte cu cumpănă. Haideți să vedem. Depinde de un bărbat. Un bărbat cu haine de stat sau cu ochii verzi albaștri, un medic sau un om cu funcție poate fi aici la ce v-ați gândit. Sau un bărbat într-o zodie de aer sau cu ochii verzi albaștri. Poate să fie și o persoană mai rea, dar poate să fie și un avocat, poate să fie și un medic, poate să fie și un judecător, polițist. Vedem cine e acest bărbat. Posibil să fie vorba de mai multe persoane, niște hotărâri. Mai joacă un rol și o femeie văduvă sau singură sau cu ochii verzi albaștri, o femeie poate divorțată, despărțită de la drum sau un cuplu. Sunt niște hotărâri de luat aici, poate. Da, deci pare că sunt mai multe persoane, dar în mod special un bărbat dintr-o zodie de aer. Pare că este cel care, de care depinde. Da, aici sunt niște bucurii în cumpănă, niște certuri, niște scandaluri, sigur că da, întâlniri, în lume multe, ceva, niște hotărâri, bârfe. Deci într-un punct, mai durează un punct. Haideți să vedem și
La a doua variantă, pentru piatra albă, să vedem la piatra albă dacă veți avea în următoarele 24 de ore reușite, bucurii, dorințe îndeplinite, noutăți pozitive, să vedem ce poate fi. Bucurii în drumurile de zi, așteptați-vă la niște bucurii în drumurile de zi. Wow! Foarte frumos! Lume multă! Poate veți fi la o căsătorie, la un temei sau primiți daruri, cadouri, dar atenție totuși în drumurile de zi și la o cumpănă în casă, de la drum lung ceva, lacrimi. Bine, pentru un drum lung totul sunt niște lacrimi. E o întârziere, e ceva într-un punct, un drum lung, dar cam înlăcrimat. Să vedem de ce. Văd că aveți și un dar totuși. Vă vine o propunere, ceva, o rezolvare de un dar, vești de dar reușită, o afacere, ceva, un copil care poate are niște reușite, dar... Să vedem de ce totuși sunt aceste lacrimi pentru drum. Văd aici și o căsătorie, sunt hotărâri de un temei totuși. Dar e cam cu lacrimi pentru un tânăr, totuși calcă în picioare, nu știe de ea, sunt cei cu acest cuplu, cei cu temeiul, cei cu tânărul, cei cu darul, cei cu acest casa la drum sau drumul. Aici lacrimile pot fi din cauza unui tată cu copil. În casă sunt niște minciuni, aceste lacrimi pot veni și din cauza unei trădări, înșelătorii, minciuni de așternut ceva. Sau boală poate fi trecătoare. Sunt niște piedici, să știți, nu știu ce se întâmplă aici. Pe curând primiți o veste, o scrisoare, un telefon, cu dar, cu bucurie, cu reușită. Pot veni pe curând niște vești, pot veni pe curând niște întâlniri. Poate vă fixați voi o întâlnire cu cineva. Sau poate apare un copil aici, poate fi lacrimile, poate fi și legat de o naștere. Poate fi și acest lucru, nu vă simțiți prea bine, apare poate un copil, dar totuși poate pare pic așa puțin și cu aștenutul puțin cam cu greutate, sau e o naștere puțin mai cu greutate, dar până la urmă e cu bucurie. Întemeiat, o familie, o prietenie, puteți fi în lume multă într-un eveniment. Evenimentul poate fi și când se naște un copil sau e o aniversare, dar poate fi și o vreme proastă, ceva care să vă împiedice să vă ieșiți din casă sau, nu știu, poate apărea o discuție, ceva care poate nu vă face plăcere, o pagubă mică, ceva, sau e poate această problemă legată de nașterea cuiva, legată, apare cu oarecare dificultate, ceva se poate, dar se rezolvă cu bine. Haideți să vedem și mai departe ce mai spun cărțile în casă, în dragoste, în servici, surprize, în drumurile voastre, ce poate fi în următoare. Lacrimi, într-adevăr, pentru cineva tânăr, cineva, un copil poate fi aici. Orică se supă, vă supără cu ceva, orică ar să fie de bine. Sunt vorbe mai mult, aș putea să spun totuși. Da, e în casă, o cumpănă totuși. Atenție pe dragoste aici, poate, nu știu, poate fi vorba de o ceartă, de o trădare, de o gelozie sau, doamne ferește, și un dolu aici, vă totuși o femeie îndoliată într-o dragoste ceva sau o singurătate totuși, o neliniște, vorbe proaste ceva aici între două femei, pot fi femei din zodie de foc, femei din zodie de aer sau niște femei brunete, dar pare și o femeie care totuși poartă totuși un dolu sau o singurătate în casă. Mai poate fi și vorba de o invidie, gelozie sau piedici chiar în casă. În dragoste, în schimb, vă poate veni foarte mare reușită de la drum lung printr-un bărbat cu haina de stat sau cu ochii verzi albastri. Daruri, vorbe bune, cadouri, niște reușite, poate prin oameni de stat pentru dragostea voastră să plecați la un drum, poate și acest lucru. În drumurile voastre, evenimente, discuții, vești, poate chiar de nașterea unui copil sau la lume multă, vorbe în lume multă, discuții, daruri. În servici, în servici aici totuși, sunt niște lacrimi întemeiate, atenție pe servici, că aici pot veni niște neplăceri, o pagubă, o ceartă, o discuție, ceva, să nu aveți un act, atenție pe un act aici, poate fi are legătură poate și cu un act, cu o veste, cu o scrisoare, pentru un mic dar ceva poate fi. Pe surpriză, în schimb, niște bucurii în casă, o femeie șatenă cu un tânăr brunețel. Orică vă vin în casă, orică voi ca femeie veți avea în casă bucurii cu un bărbat brunețel, cineva poate e din zodie de foc, sau apare un copil în casă cu bucurii, cu reușită, cu realizarea. Sau vă vin musafiri în casă. Haideți să vedem și dorința, dacă se va îndeplini în următoarele 24 de ore. Vedem ce spun cărțile. Haideți să vedem. Cineva șaten care gândește niște lacrimi, totuși aici, sau depinde de lacrimile unei femei șatene, sau... Vedem ce se întâmplă. O mică pagubă. Da, sunt niște piedici, nu știu ce, sunt niște piedici, să știți.
Sunt niște piedici aici. Piedici farmece, poate chiar, pentru mine dintre voi. Împiedică să, dacă, nu, dacă dorința se împiedică, e posibil și din cauza unor vrăși farmece, care poate întârzi aceste dorințe ale voastre. Văd această femeie șatenă. Cine este? Iese afară. La drum, iese. Da, iese, să știți. Scoateți afară așadar niște piedici. Reușiți să depășiți niște dificultăți. Deci e clar că rezolvați. Rezolvați. Văd că depinde poate și o femeie șatenă de la drum. De liniștea acestei femei sau sunteți chiar voi. Da, uite, sunt bucurile în cumpănă, să știți. Deci dorința vă iese, dar să știți că aveți bucurii în cumpănă. Aveți bucurii să depășiți poate o cumpănă. Aveți bucurii să rezolvați ceva. Dar sunt niște cumpene, să știți, totuși. Ceva. E o piedică. E ceva. Haideți să vedem și la a treia variantă. Haideți să vedem a treia variantă. Ce va fi, cum, va fi aceste, cum vor fi aceste 24 de ore, pentru ce vă bucurați, ce veți primi, dacă vi se îndeplinesc dorințele. Se grăbește un tânăr, poate și cu haine de stat, dar poate fi și o persoană rea, sau îndoielile voastre, da, se grăbesc. Aveți de luat poate niște hotărâri și voi în 24 de ore. Aveți niște o cumpănă, o neliniște, ceva legate poate și de sănătate, poate și de o hotărâre, de un bărbat, de un copil, a ieșitată cu copil, poate fi. Dar până la urmă văd că se taie cu bucurii. Ca femeie, aici văd o femeie blondă care ține întemeiat în drumul de zi o dragoste, o întâlnire, o reușită, un succes, dar e o cumpănă totuși pe un divorț ceva. E o schimbare. Să știți că veți trece. E o cumpănă aici. Eu sunt bucurii în cumpănă și la voi. Deci, Doamne ferește, să nu se întâmplă ceva la nivel de societate, nu știu, la nivelul vostru personal. Că aici văd că și în casă țineți aceste lacrimi pentru o veste, îndoielile acestea le țineți. O femeie blondă care ține, ea a ținut pe brațele ei întemeiat în drumul de zi o dragoste, o afacere, o reușită. Dar văd un bărbat brunet care pică cu greutatea pentru bucurile unui copil sau unui tânăr. Sunt niște bucurii în cumpănă sau aduce cumpănă pentru bucurile acestui tânăr sau pentru gândul vostru ca femeie. Sau pică cineva supărat, e cineva din zodie, de, văd aici numai două semne, pământ și aer. Bărbatul din zodie de aer și femeia din zodie de pământ. Sau poate fi un bărbat chiar cu haină de stat. Mai poate fi, pot fi niște discuții în dragoste, în niște întâlniri aici. Sunt niște schimbări, niște hotărâri de luat. Ce interesant, deci ca și cum ați fi singuri, fiecare pe cont propriu sau cu partenerul, partenera voastră, dar cu totuși cu o cumpănă. În cumpănă, cine e acest tânăr? Sau femeia, ce gândește, ce e această reușită? Lacrimile acestea pe vești. Pentru un dar poate fi. Veștile, e vorba poate de un dar, o scrisoare, un telefon, ceva legat de la o femeie. Poate și de o trădare aici, poate fi. Poate fi vorba de un trio, poate fi vorba sau poate fi vorba de o altă discuție legată de dar cu o femeie, care poate fi și soră, soacră, prietenă, colegă, șefă, etc. În drumul de zi reușită văd că o familie, o țineți aici ca femeie cu un blondă, cu un bărbat brunet, vă duceți poate vă caută cineva la drumul de seară sau vă întâlniți cu un bărbat, dar sunt totuși niște răutăți aici pentru ce gândiți voi, pentru dragoste, pentru reușită, pot fi și niște gelozii, invidii. Da, e trădare aici, poate fi trădare, poate legată și de un alt cuplu aici, o cumpănă, o trădare, niște discuții, are legătură cu niște bănuți sau cu niște răutăți. Da, aici văd că un bărbat din zodie de apă cu femeia brunetă este împreună cu acest bărbat din zodie de aer sau un bărbat cu un destat, dar ține cumpăna asta pentru niște o trădare, pentru niște minciuni, pentru niște pagube. Până mai departe, ce mai spun cărțile. Haideți să vedem în casă, în dragoste, în servici, în drumurile voastre, surprize, ce poate fi în următoarele 24 de ore. Și lacrimile acestea, în casă, parcă, sau o mică pagubă, ceva. Gândește cineva din zodie de aer, sau bărbat, sau zodie de, sau cu ochii verzi albaștri, mai poate fi. O persoană totuși mai rece, mai rea, o persoană totuși mai agresivă, sau, nu știu, poate sunt îndoielile voastre pentru cumpănă, ia uite, piedici în casă, pentru reușita unui bărbat, cu un bărbat de șaten, sau din zodie de apă, sau pentru o schimbare cu acest bărbat sau pe inima voastră, poate fi sunt, sau veste proastă, ceva o cumpănă, o schimbare se poate produce în casă. Pot veni iar vrești, farmece, piedici. Ce fi că toate variantele au piedicele astea care pot fi poate de la nivel de societate influențează și viața voastră pentru casa voastră în casă.
ceva aici, eu cumpăn, pe acte, pe atenție pe hacker sau atenție pe pagubă, pe ceva în casă. Aici și cu un bărbat, e o schimbare. Acest bărbat pare totuși cu dragul sau se schimbă o greutate, veți reuși să depășiți această greutate, poate să vedem mai departe. E foarte posibil ca această cumpănă să reușiți să o treceți peste ea, pentru că un bărbat pare că ține totuși o dragoste. În drumurile, exact, poate că aveți de-a face cu cineva, dar e un bărbat totuși sau femeie aici, văd totuși cu niște vorbe îndoiel de dragoste, în dragoste sau un așternut aici. Văd un cuplu, o femeie din brunetă, cu cineva din, sau voi gândiți, poate pe cineva brunet, un bărbat și o femeie sau o maslă din zodie de foc, sau poate chiar gândiți un cuplu aici cu niște bucurii, dar e ceva o minciună, e ceva o trădare, e ceva fals aici, o femeie brunetă ține niște minciuni sau are îndoiel pentru un așternut, pentru niște bucurii. Dacă ele sunt, parcă ar fi bucurii, aș putea să spun, puteți avea bucurii în dragoste cu un cuplu sau într-o relație, dar și o nemulțumire totodată, dar trecătoare. În drumurile voastre, o reușite totuși de dar. O gândiți, dacă sunteți din zodie de foc, văd că o gândiți. Dacă nu, aveți niște întâlniri, poate, cu o persoană cu bani. Sau vă duceți la un eveniment, la vreo căsătorie, poate. Aveți niște, puteți avea niște reușite, niște întâlniri, discuții legate de un dar mare de bani. Sau chiar să vă vină darul de la cineva din zodie de pământ. Poate fi blond, persoană blondă sau persoană cu haină chiar de stat sau cu persoană de afaceri. În servici vorbe proaste, ceartă, atenție, cine e persoana aceasta de verde, cu ochii verzi albaștri sau haină de stat, poate fi chiar, dar nu neapărat, poate fi mai degrabă o persoană mai rea. Aici pot apărea niște certuri, niște intrigi, niște pagube. Surpriza, de la drum lung poate fi, aici o femeie, un bărbat și o femeie, un cuplu, bărbat din zodie de aer cu o femeie blondă, de la drum lung, se întâlnesc, niște întâlniri între drumuri, pe surprize sau niște drumuri lungi. De zi de noapte care se fac pentru o femeie sau voi întâlniți cu cineva, depinde cine sunteți și voi de verde, dacă sunteți bărbat sau femeie blondă sau cu, din zodie de pământ, cam asta ce văd și la a treia variantă. Haideți să vedem și dacă dorința se va îndeplini. Vedem a treia variantă, dacă dorința se va îndeplini. Se grăbește cumpăna asta, deci nu-mi place ce se întâmplă în următoarea 24 de ore. E ceva, ori e vreme, ori apare o problemă de sănătate, ceva, nu știu, un ghinion. Trebuie și un dar, și o veste, o scrisoare, un telefon, întâlnire, poate, un drum. Iar îndoiel, același lucru, tai, deci este extraordinar. Deci îndoiel pentru ceva, o cumpănă, sau pentru niște vorbe, sau pentru o pagubă, sau vă gândește cineva această pagubă. Sau sunteți voi care veți gândi o pagubă, o greutate, depinde ce sunteți, ce culoare, ce, dacă sunteți din zodie de apă, aer, pardon. Destul de dificil această dorință să iasă, vedem de ce. E o trădare aici, o minciună ceva, să știți. Cineva minte cu ceva sau e o înșelătorie, e ceva. Descoperi poate niște minciuni. Posibil să iasă. Depinde de persoana aceasta de verde cine e. Da, iese până la urmă. Deci cine aceasta e din gând de verde, cumva cu verza albaștri sau cu haină de stat sau depinde poate și de niște îndoieli. Haideți să vedem. Deci se îndeplinește dorința. Nu aveți niște discuții la drum sau depinde de niște drumuri aici care trebuie făcute sau mai poate depinde și de niște tineri de la drum. Da, poate fi o astfel de situație. Oameni de stat, poate fi aici de niște, niște pagube aici, poate că o să auziți de cineva care trece prin niște lacrimi, prin niște probleme. Da, exact. Pentru o trădare. Aici poate fi pentru o minciună, pentru o trădare, pentru ceva. Aici cineva poate va avea probleme chiar cu oameni de lege. Poate să fie așa, sau poate vorba de o despărțire, de o trădare, ceva de niște, ceva care pe curând se poate întâmpla. Poate fi cu reușită de dar pentru altcineva, o femeie, văd aici, un tânăr. Un copil cu o femeie sau e gândul cuiva din, sau pentru acest dar va pica cu necaș cineva, depinde ce v-a spus. Voi dar în orice caz dorința se îndeplinește. Cam asta e ce pot să spun și la treia variantă pentru aceste 24 de ore. Eu sper că v-a plăcut această etalare pe variante.
pentru următoarele 24 de ore și că fiecare dintre voi veți avea parte numai de bucurii, de dorințe îndeplinite, tot ce e de bine să se realizeze din ce am văzut în cărți și tot ce nu e de bine să depășiți și să nu se realizeze. Vă mulțumesc și vă doresc o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!